Este un sentiment aparte să-mi reprezint țara la Jocurile Olimpice. Mă simt foarte mândră de lucrul ăsta și chiar de multe ori vorbesc cu mama și știu că îmi povestea de când era ea copil sau și de când a crescut. Tot timpul când urmărea edițiile de Jocuri Olimpice de la televizor și se făcea pe ea de găină sau plângea când cânta imnul, mi-a fost insuflat de mică faptul că e o onoare să-ți reprezint țara. Mama mea e profesoară de istorie la școala generală și tata ești profesor și el. Mi-a plăcut să învăț. Faza cu sportul a fost o surpriză totală pentru ei. Nu e nimeni din familia noastră care să fi făcut sport, sunt cumva excepția. Am luat o notă foarte bună la BAC și mi-am dorit să fac o facultate pe placul meu, pe gustul meu. Și mi-am ales dreptul pentru că eu zic că mă reprezintă. Din păcate, cu programul pe care îl avem și cu toate chestiile astea cu olimpiada, cu antrenamentele de luni întregi în Italia și așa mai departe, nu am reușit să ajung să-mi dau examenele când a trebuit și am fost nevoită să renunț. Eu una am de gând ca după ce mă las de sport să o fac totuși, pentru că e o dorință de-a mea. M-am apucat de canotaj în vara anului 2013. Mama nu s-a gândit în ruptul capului că am să ajung vreodată să rămân la canotaj. A zis că merge să plec câteva săptămâni de acasă și cam atât. 2 săptămâni s-au transformat în ani ulterior și sunt sigură că o să mai număr mulți de acum încolo. Momentul în care am început să mă gândesc la marea performanță a fost încă din anul când eram la juniori, împreună cu Adriana. Mergeam timpi destul de buni pentru vârsta pe care o aveam noi. Greu de zis care a fost cel mai bun concurs al meu, dar luând-o de la nivelul de vârstă cel mai jos, de la juniori și până la seniori, am avut câte unul la fiecare categorie de vârstă. La juniori, clar, a fost momentul în care am devenit pentru prima și singură dată campioană mondială. Iar mai apoi la seniori, am avut multe titluri frumoase, dar cred că prima oară când am ieșit campioană europeană cu barca de 8+1 la Glasgow în 2018 a fost ceva special. Mereu mi-am dorit să văd o evoluție la mine de la an la an sau poate chiar de la lună la lună, de la o perioadă la alta. Și pe mine chestia asta mă motivează foarte mult. Cel mai bine m-a motivat înfrângerea. La început am tot câștigat, mai ales la nivel de europene. În schimb, când am ajuns să tragem la mondiale, am văzut cum e să pierzi și e greu, nu știu, să termini o cursă și în loc să te oprești la pontonul de premiere, să slești, nu știu, supărat sau gândindu-te că puteai să faci cea mai bine, să duci direct spre pontonul unde desfaci bărcile. Tot podiumul de la mondialele de la Linz este foarte tare, au fost cumva destul de detașate la multe secunde în față. Ratarea calificării a fost o dezamăgire, un eșec, aș putea spune, pentru noi, dar la ședința tehnică de după, când Antonio Colamănici, coordonatorul lotului, a vorbit cu noi, ne-a făcut să înțelegem mai bine situația prin care treceam și ne-a explicat, de fapt, planul lui cu noi. Atunci, media de vârstă era undeva sub 23 de ani, adică o echipă de tineret, și cu toate astea am fost la o secundă, aproximativ o secundă și jumătate de calificare. Au urmat două europene foarte bune pentru noi, în special cele din 2021, a fost genul de cursă pe care noi o căutăm și genul de cursă care ne place. Și mai apoi calificarea, unde, într-adevăr, China a fost mai bună decât noi. Însă, de la calificare până la jocuri mai era mult timp și suntem sigure că acolo bătaia va fi cu totul și cu totul alta. Nimeni nu e de nebătut. Cu toate astea ne respectăm foarte mult adversarii, pentru că toată lumea muncește și toți au clar același obiectiv. Diferența se face în prima fază de aici, de la antrenamente, unde trebuie să fim mereu conștiincioase și să ne antrenăm la cel mai înalt nivel, iar mai apoi, acolo, un psihic tare. Am mare încredere în echipa în care sunt acum. Mi s-a întâmplat de câteva ori să visez că sunt la Tokyo. Mi se face pielea de găină, am niște emoții foarte mari când mă gândesc la chestia asta. Dar de fiecare dată îmi imaginez cum suntem noi ca echipaj, îmi imaginez lovitura aceea cursivă pe care o căutăm, îmi imaginez o viteză bună, îmi imaginez genul de cursă făcută ca la carte. Lucrăm la strategia noastră de cursă de ceva timp,
cursa are 2000 de metri, dar în probele de 8 este nevoie de un start rapid. Lupta pentru medalii se va da de la start până la finish. Sunt sigură că o să fie o cursă sau niște curse foarte strânse. În adâncul inimii mele îmi doresc foarte mult să câștigăm o medalie, cu atât mai mult dacă ar fi cea de aur.